fotografie cu autograf. Domnul Doru nu e mă? La doua, ai zis eu, a doua. Da. Da. Muzeul fotoului din București, pentru cei care au vizitat, cei care nu, de asemenea, tricouri ale echipei naționale, ale echipei naționale, și de asemenea o să invit alături aplauze de asemenea, care ne-au sprijinit prezentatorul în acest loc, la prezenta prezentată și v-au adus din prezentatorul personală articole legendare. Petrolul este o echipă de tradiție pentru cei care nu știu și doriților despre colecțiile lor și m-au urmărit cu dragii. Cu 70 lei. Acum o să încerc să pasez microfonul. O să intervieveze copiii de data asta. Dragă Cristo, există o piesă, am o piesă de colecție pe care... Mi-aduc aminte de vremurile când eram tânăr și când am jucat împreună, mai ales cu Belo. Amintiri frumoase și tot e în regulă când te întâlnești cu prieteni vechi. Să sperăm să fie cât mai des aceste întâlniri. Belo era stătea ziniștit în poartă, având un copelo în față. Belo a fost un jucător extraordinar, un libero extraordinar, cu așteptare extraordinar, cu o eleganță deosebită, ca o căprioară, se spune, o felină. Dragii mei, am început și sesiunea de autografe. O să vă rog... Nu, aici în Ploiești, în 86... Cei mici... În anul 86-87, când am jucat primul an la Petrolul, atunci s-a născut și pentru mine, vă repet, publicul ploieștean este cel mai bun public de fotbal, cel mai bun suporteri ai fotbalului. Vor alege lor le datorez multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea bune. Revoluția mea se datorează și lor prin suportul care mi l-au dat, prin încurajările care mi-au fost acordate. Povestiți-ne când s-a strâns lumea la bloc. Da, asta a fost după un meci cu Steaua, în 87, în primăvară, când am plecat la Steaua. Am făcut 1-1 cu Steaua, un meci aici la Ploiești. Și imediat după meci, când am ajuns acasă, m-am trezit în spatele blocului în parcare, cred că erau 1.500-2.000 de spectatori care au venit și au început să strige să nu plec de la Ploiești, să rămân la echipă. Ce slogan era atunci? Am ieșit ca Ceaușescu și pe balcon și dădeam din mână. Da. Ce au strigat fanii atunci? Liliac de ne iubești, nu pleca din Ploiești. Liliac nu uita, Prahova i-a da. Multe lozici din astea care mi-au atins sufletul și... Despărțirea a fost și dureroasă și pentru mine, să știți că dacă să spunem că sportiv, într-adevăr, la Steaua am avut rezultate mai bune ca la Petrolul, dar în schimb sentimental, Petrolul e pe primul loc tot timpul și va rămâne tot timpul. Petrolul este... Ne-am întâlnit. Prima mea familie Petrolul este. Lângă soție și și fată. O piesă legată de fotbal. Petrolul va împlinește 100 de ani. Nu înseamnă că va vine să apreciem, nu ne respectăm. Să-i dea Dumnezeu mulți ani înainte, în prima ligă, trebuie să avem răbdare, chiar dacă sunt condiții grele în acest moment. De asemenea, și aici mă refer la bazele sportive. Îmi pare rău că nu s-a putut realiza de atâția zeci de ani de când e Petrolul în Ploiești, nu s-a putut face o bază sportivă. Bază sportivă pentru club. Ce-i doriți Petrolului la 100 de ani? Ce-i doriți Petrolului la 100 de ani? Și un model cât mai mulți ani în Liga 1-i. Doru, la anul. Cum a fost când l-ai primit de la domnul Lilian? Să vină un sponsor puternic, să aducă jucători buni, că Petrolul merită să se joace, merită să se joace la primele 3-4 locuri în campionat, trebuie să bată. Mulțumim, Doru, felicitări, haide să-i dăm câteva aplauze și pentru Doru și pentru istoriei Petrolului Ploiești. Este domnul Gheorghe Liliac. Aia a fost cel mai greu acasă. Cel mai greu adversar a fost mai mulți. Ca toți atacanții care erau de pe fotbaliști, a fost un
unul dintre ei a fost chiar Victor Mișurcă, care era un grupon. Tu? Am vreodat tricoul de joc cu un adversar. Iar, și acum mergem la domnul Helmut Ucadam. Așa, e un mare, mare povestitor. Și eu o să-l rog, nu o să-l întreb. Domnul Ducadam, cu această ocazie ați aflat totuși că ați jucat un meci cu Petrolul. Da, amical. Da, la 18 ani am ajuns în București, am fost la echipa națională. Vă surprinde că sunt totuși atât de mulți copii? Nu, nu mă surprinde, pentru că am mai fost în asemenea locații și nu doar în locații, am fost la turnee de copii, unde sunt 200-300 de copii și acum cu tehnologia își aduc aminte și de noi, ăștia mai în vârstă, și de performanțele care le-am obținut în trecut. Să nu mai zic de performanța lui Belodedici, care este unul din puțini jucători din lume care a câștigat două Cupa Campionilor. Deci cu așa ceva nu o să ne mai întâlnim prea curând. Bună ziua! Și am zis să aibă și el un partener de competiție. Ce doresc mai departe să vă arătăm primul drumul spre expunția care nu a fost în special dumneavoastră ca să vedeți și poate să vă deschidem. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumim tuturor pentru v-ați rupt un pic în timpul liber și ați venit să participați la acest eveniment, cred că unic deocamdată pentru orașul București, alături de trei legendari foști fotbaliști care au reprezentat cu mândrie tuturorile clubului Petrol și Steaua și al echipei naționale a României. Eu am început încă de mic, fiind de elev în clasa 4-5-a să colecționez. Am fost animat tot timpul să strâng piese deosebite în colecția mea. Cupă, pentru că viitorul nu arată cam. Mă scuzați, domnul Helmut, la Petrolului, în iarna 85-86. Am eu memorie destul de mare fotbalist român, dacă o luăm în ordinea trofeelor. Belo, avându-l pe Liliac în spate, erai mai liniștit? Da, uite, chiar și acum, chiar și acum pe Liliac și pe Bumbescu. Eu tot timpul îi aveam în spate, eram primul în fața lor. Acum nu se mai joacă cu acel libero înainte. Da. Am jucat, am prins câteva meciuri și cu Liliac. Dar și acolo, și Petrolul împlinește în acest an 100 de ani, un mesaj pentru da, Petrolul. Da, ce să fac, da, știu că am avut meciuri împotriva Petrolului și Ghencea și aici, știu. Ai luat și 5 pe aici, era în care a fost 5-1, erai încă în activitate, 5-1 la Ploiești, parcă erai încă. Nu știu dacă era. Martin Tudor regretat în poartă, parcă mi-a dat. Da, Martin Tudor, eu l-am prins puțin pe Martin Tudor, acum nu știu dacă... În fine, aia a fost cea mai mare victoria lui Petrolului, 5-1, 4-1, nu mai știu. Un mesaj pentru Petrolul. Păi mă bucură că Petrolul are un nume vechi și foarte rezonabil, adică care este nume cunoscut în fotbalul românesc, nu? Și e foarte bine dacă a apărut
acum văd că merg foarte bine, sunt pe locul 7-8, nu? Și e extraordinar, dar le doresc succes și să se mențină cât mai mult și să crească cât mai mulți copii. Tare când ai câștigat prima Cupa Campionilor la Sevilla cu Steaua București. Imensă, imensă, foarte bine. Cu Steaua Roșie Belga aveam 24 de ani spre 5. Deja și am mai colecționari, dar un instantaneu te-a luat. Goluri, dar... Cred mare. N-am dat goluri, dar... Acolo, pe care a fost,